Doamna Miriam, Bună câteva seara, îmi cer cuvinte scuze. despre persoana lui Mihai, cum l-ați cunoscut dumneavoastră ca membru al familiei? Oh, absolut. Bună seara. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Chiar îi scrisesem lui Mihai că am pierdut contactul. M-ați surprins și pe mine. În primul rând, vă mulțumesc mult pentru invitație. Chiar e o onoare să fiu aici și să ascult în ultima oră așa minunate cuvinte despre Mihai, care e unchiul meu. Cred că puteți auzi emoțiile pe care le am. Da, îl cunosc pe Mihai de aproape 32 de ani și chiar e emoționant să fiu aici. Este un om minunat, cum s-a menționat, un om cu multă pasiune și viziune, cu multă etică, da, cu o dragoste pentru Dumnezeu, care cred că ne-a influențat-o și nouă în familie. Și sunt foarte bucuroasă să văd că toți care sunteți invitați aici în seara asta puteți să aprecia viziunea pe care Mihai o are și știu că nu înțeleg pasiunea și determinarea, perseverența, care sunt calități, știu, noi am vorbit de multe ori despre asta, probabil uitate, chiar și la noi în țară, dar și peste tot. Sunt mulți oameni care nu apreciază aceste valori, dar mă bucur că putem fi toți aici și să apreciem atât pe Mihai ca și om și munca lui de atâția ani și să știu că toți aici aspirăm spre aceleași feluri și model. Iar da, eu, cum am spus, cred că sunt de aceeași părere cu toți care au vorbit despre Mihai și mai mult decât munca lui, pe care nu am avut neapărat contact, dar știu nu doar realizările lui, dar cunosc pe Mihai ca și om și pentru mine a fost mereu un mare model și de la care am multe lucruri de învățat, atât ca și om, dar și ca și carieră. Și vă mulțumesc din nou că am această posibilitate de a vorbi și să fiu aici prezent cu toți. Și da, în sfârșit emoțiile au trecut, dar au fost chiar resimțite cu adevărat pentru ceea ce și cine este Mihai și reprezintă atât pentru mine, dar și pentru familia noastră. Mulțumesc!